sentiment de mândrie națională nu se poate crea în absența unor mituri culturale, în absența respectului dus până la rang de cult. Un mit al viorii poate fi numit și vestitul rapsod costeștean Filip Todirașcu, nume de referință care este cinstit de violoniști cunoscuți și mai puțin cunoscuți. La începutul edițiile festivalului au fost desfășurate la Vatra Rapsodului, satul Costești, Ialoveni. Deja pentru a treia oară se desfășoară la Chișinău, devenind festival național. În această toamnă, la 12 octombrie, am fost și noi prezenți în sala Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, unde am urmărit participanții și ne-am bucurat de succesele lor. Ca de obicei, orice ediție începe cu vioara celui mai apropiat urmaș al rapsodului, feciorul Vladimir Todirașcu. Această ediție a fost onorată de Ministrul Culturii și Turismului Artur Cosma și președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret, Sport și Mass Media, Victor Stepanic. Vreau să, într-adevăr, să felicit organizatorii acestui festival că le reușește de acum a treilea an să țină în vizor, deci, un fenomen cultural important, un fenomen care a fost Filip Todirașcu. Nouă celor de la Costești, aici o jumătate de sală, mă uit că-s costeșteni, știm ce înseamnă Filip Todirașcu. Că atunci când noi vorbim de Nicolae Sula, când vorbim de Nicolae Botgros, când vorbim de alți mulți